Discutăm despre acupunctură și cred că ar fi bine să mai întâi să ne lămurim ce este această terapie și cine se poate adresa ei. Este o terapie cu rădăcini străvechi care își face încet, dar sigur loc și în Europa, încet, dar sigur, dar și în România și chiar în multe centre medicale, nu numai în București. În ce privește patologia căreia îi se poate, pe care o poate aborda, nu există o categorie anume sau o sferă în care să nu poată veni ca adjuvant alături de tratamentele alopate. Și cred că, de fapt, așa o putem defini, una din metodele de tratament la îndemâna celor care au nevoie. Ce face mai exact acupunctura? Acupunctura se bazează pe scurt și da, într-un mod mai simplist exprimat, pe restabilirea unui echilibru în organism. Este un echilibru energetic, un echilibru subtil, de aceea scepticii s-ar putea să aibă nevoie de dovezi, însă plecând de la faptul că orice boală traduce un dezechilibru survenit în organismul nostru, mai vechi, mai recent, funcție și de manifestări, ele pot fi detectate, aceste dezechilibre, și stopate, eventual chiar restabilite și aduse la o funcționalitate optimă, nu zic ideală. Spitalul de ortopedie MedLife a deschis acest centru de acupunctură. Da, este la debut. Ce poate ar fi bine să, nu știu, să enumerăm sau să prezentăm patologiile la care se adresează acest Având în vedere că este un spital cu monodisciplinar, să zicem, adică vizează în mod clar o anume categorie de pacienți, aceia cu afecțiuni locomotorii, de orice natură, sigur că se aleg pacienții din start pentru că vin cu suferințe de natura asta, în primul rând. Și acupunctura pe care o voi practica acolo se va adresa în primul rând acestei patologii. Ne interesează să plece cât mai bine și mai repede pacienții noștri din spital. Vorbim de recuperare, nu știu, postoperatorie sau de cazuri preoperatorii sau vorbim inclusiv de parte de reumatologie? Vorbim, da, recuperarea practicată în acest spital este o ramură a marii specialități de recuperare medicală, anume corelată cu ortopedia. Da, se poate efectua recuperare, dacă la ea ne referim, și în stadiu preoperator, postoperator, nu numai, dar într-o strânsă și bună legătură cu ortopedia. Acupunctura, da, pe care în cadrul recuperării din spital o vom aplica, va avea ca viză, da, pe de-o parte, pacienții despre care am discutat, deci chirurgical, da, dar nu numai, și patologia degenerativă, și aici mă refer la tot ce înseamnă patologia coloanei acută și cronică, în boli degenerative articulare, artroze de tot felul, și în special, dacă pot să numesc la un loc cumva, adresabilitatea acupuncturii este durerea. Din orice punct ar veni ea. Efectele sunt destul de bune și rapide pe durere, dar este doar un prim simptom care dispare. Odată cu el și altele, mai puțin evidente. De câte ședințe ar fi nevoie? Sigur că fiecare
pacient are o anumite nevoi. Corect. Cam cum, la ce se aștepte în număr de ședințe, să zicem așa? Da, este bine punctat. E în funcție de pacient. Este în funcție de pacient pentru că obișnuiesc să spun că nu există boli, ci bolnavi sau boală, ci fiecare pacient își poartă propria suferință într-un mod anume și are o capacitate specială sau specifică de a o face. Ei, în funcție de aceste elemente, de vârstă, de contextul patologiei asociate, a complicațiilor apărute, a modului de a aborda boala, să zicem, se stabilește numărul de ședințe, de durata lor și este un proces dinamic în ideea în care se adaptează pe parcurs. Rezultatele se pot simți, nu știu, după prima ședință, că cred că fiind ceva nou, nu știu, bănuiesc că pacientul să zică, vai, mor și n-am simțit nimic sau e din potrivă foarte entuziasmat. Așteptările pot fi uneori mult peste ceea ce se întâmplă, dar cred că trebuie să le păstrăm realiste. Nu putem aștepta de la acupunctură să rezolve, că nu e magie, e totuși medicină, spectaculos o situație. Cu cât este mai veche, cu cât este mai să zicem neglijată, cu atât are șanse mai mici de a se rezolva rapid. Și de aceea probabil că mulți oameni care suferă de o lungă perioadă de timp sunt exact cei mai nepotriviți să nu aibă răbdare în situația dată. Și încă o dată vreau să subliniez, nu trebuie privit acupunctura ca un panaceu universal sau ca fiind o metodă terapeutică izolată. Ea vine în completarea celorlalte cu care se poate combina fericit. Există contraindicații? Nu majore. Aici cred că depinde de conștiința terapeutului.